În după amiaza zilei de joi, în timp ce polițiștii locali se aflau în patrulare, a observat în parcul din apropierea primăriei Botoșani o femeie atacată de trei câini de rasă. Aceștia au intervenit pentru a scoate victima din colții animalelor și au fost nevoiți să folosească sprayul lacrimogen pentru a îndepărta câinii. După ce stăpâna animalelor a fost identificată, aceasta a fost sancționată contravențional pentru nesupravegherea corespunzătoare a patru Oamenii legii spun că femeia a reacționat violent și le-a adresat amenințări polițiștilor, astfel că persoana în cauză a primit o sancțiune contravențională cu amendă. În parcul din zona primăriei municipiului Botoșani, o persoană în vârstă a fost agresată de un număr de trei câini ce aparținea unei doamne care îi scosese la plimbare. Intervenția patrului de poliție locală, folosind și spray lacrimogen din dotarea, a făcut posibilă despărțirea uh, de acei câini care au atacat uh, femeia. Ulterior a apărut și uh, persoana deținătoare a patru pezilor, care a fost sancționată atât la hotărârea de Consiliul Local 221 privind circulația câinilor pe raza municipiului, cât și la legea 61. Polițiștii locali vor intensifica activitatea de patrulare în ceea ce privește siguranța și ordinea publică.